Hai. Haideți. Iată-l și pe Vlad Dogean. Om, poate și după asta actor. Refuză să accepte că urmează spectacolul. Un alt rol de copil. Eu cu Vlad Dogean suntem specialiști. Când ai parteneri talentați și isteți, e întotdeauna plăcut să lucrezi. Sincer, dacă mă întreb pe mine, cred că am făcut un spectacol, cred că un pic mai bun decât cartea lui, pe Eric Emanuel Schmidt. Când ai parte de un text frumos și de o distribuție specială, frumoasă, faină, repeți cu plăcere și timpul nu mai are contor. La mine emoțiile se manifestă într-un mod foarte ciudat și anume mi se face somn cu vreo 3 ore înainte, 2-3 ore înainte de spectacol, mi se face somn și practic creierul meu nu refuză să accepte că urmează spectacolul. Dar nu e nicio problemă, m-am obișnuit așa. Urmează să mă machez, să mă pregătesc, să-mi repet textul și ne trezim din nou împreună. Este teatru un mod de a apropia toate generațiile de public, și părinți, și copii, și bunici? Teatru poate fi un mod de a apropia generațiile, nu este în mod automat unul, dar poate fi. Dacă și generațiile acelea diferite sunt gata să rezoneze la aceleași lucruri, cum ar fi iubirea sau lipsa de iubire, singurătatea și așa mai departe. Deci ar putea fi, da. Ce înseamnă pentru tine să fii pe scenă? Bucuria supremă înseamnă împlinire, înseamnă a fi, apropo de verbe. Meseria de actriță îți oferă multă libertate și e bine să profiți de ea. În primul rând așa, să joc, să mă joc, să râd. În ultimii ani m-am hotărât să nu mai fac foarte multe lucruri în același timp cum am făcut până acum. Chiar credeam că pot să le fac pe toate, dar mi-am dat seama că nu, rezultatul nu e cel pe care îl caut și atunci prefer să mi-aloc timp pentru fiecare. Chiar dacă asta înseamnă că fac mai puține lucruri, teoretic. Practic, mă implic mai mult în fiecare. N-am întâmpinat scene grele personal, poate Marius, care are mult mai mult ca întindere, poate doamna Morgenstern, care are rol mai greu. Eu n-am întâmpinat greutăți, a fost cu plăcere și cu bucurie. Eu știu că în sală, în prima seară, au fost 24 mari iubitori de teatru și oameni care intră pe pagina noastră de fan club și care ne scriu și care ne dau feedback și care sunt atenți tot timpul și nu numai la spectacolele mele, la multe spectacole. M-am bucurat foarte tare că au venit, mă bucur foarte tare că sunt alături de noi și că încurajează fenomenul ăsta și că își rup din timp ca să vină la teatru. Acum, între noi fie vorba, primul spectacol a fost și cel mai bun pentru mine, nu știu dacă datorită lor, s-ar putea să fie datorită lor. Așa că vă mai aștept că poate îmi purtați noroc. Vă mulțumesc că sunteți cu noi și că veniți la teatru.